Am revenit, dragi prieteni, s-au încheiat cele patru dispute care au început la ora etapei din play-out, runda cu numărul 4, care de fiecare dată vom trece în revistă rezultatele și marcatorii, ba mai mult și clasamentul în această parte a ierarhiei, nu înainte însă de a vă anunța că la Ploiești, în jocul dintre Petrolul și SCM Gloria Buzău, s-a deschis scorul. Marian Chică Roșu a punctat pentru SCM Gloria Buzău. Nu este Marian Chică? Vârtej. Vârtej, fundașul central Vârtej, și am o poveste frumoasă cu Vârtej. Așadar, fundașul central Vârtej a marcat la o greșeală portarului Raul Avram. Spuneam, Robert nu a fost prezent atunci, am văzut meciul amical dintre FC Voluntari și SCM Gloria Buzău, în urmă cu vreo două săptămâni, când era campionatul întrerupt la prima ligă. La primul gol al FC Voluntari, marcat de Mailat, dacă nu mă înșel, acest Vârtej a avut o greșeală copilărească, a dat pe lângă minge, iar Mailat i-a furat balonul și l-a introdus în plasă. Imediat l-a scos Ilie Stan de pe gazon și a spus în secunda aceea că este dat afară de la echipă. Am văzut această scenă, iată, până la urmă Vârtej a rămas, i-a trecut furia lui Ilie Stan și marcând acum Robert singurul gol de pe arena Ilieoană, este 1-0 pentru SCM Gloria Buzău. Ne întoarcem, dragi prieteni, la ceea ce s-a întâmplat astăzi în cele patru partide despre care spuneam. Trecem în revistă clasamentul și mai apoi vom ajunge din nou și la Ploiești, înainte de a merge în teritoriu cu legăturile telefonice după rezultatele de astăzi. În grupa A, astăzi, Farul Constanța învinge pe Comuna Recea cu 3-1 prin golurile semnate de Cruceru, minutul 30, un autogol al lui Spas, minutul 35, Damașcan, minutul 84, respectiv Mendoza, minutul 65. În Pantelimon, Metalul Globus învinge pe CSM Satea 1-0, cine altul decât Claudiu Herea marchează. În urma acestor rezultate, clasamentul are următoarea... Iată, pe primul loc, Farul Constanța 36 de puncte, Metalul Globus 36 de puncte, Universitatea Cluj 33 de puncte, Comuna Recea 29 de puncte, Ripensia Timișoara 27 de puncte și direct retrogradat în acest moment, CSM Slatina 19 puncte, Pandurii 14 puncte. Trebuie să specificăm totuși că mâine va avea loc disputa dintre Ripensia Timișoara și Universitatea Cluj. Practic, în cazul unei victorii a echipei bănățene, ei vor trece deasupra celor de la Recea, care astfel vor ocupa locul de baraj. În seria B aveam avut rezultate mai mult decât interesante și mă refer în primul rând la victoria celor de la CSM Reșița în disputa cu Concordia Chiajna, o victorie concurată după pauză, după reușitele semnate de Vizna Kops, minutul 53, și Danci, minutul 85. La Bacău, Aerostar, ce poate să facă, a pierdut din nou în disputa cu Viitorul, Pandurii Târgu Jiu, 1-5, goluri marcate pentru echipa oaspete de către Băican, minutul 3, Cioiu, 37, Țegle, minutul 40, Buia, minutul 81, respectiv Zaharia în minutul 80. Tot astăzi se dispută la Ploiești disputa dintre Petrolul și Gloria Buzău, ne aflăm în minutul 43, în continuare 1-0 pentru echipa oaspete, reușite semnată de Vârtej, minutul 38. În acest moment, clasamentul, deci este o ocazie mare pentru cei la Petrolul Ploiești, este un clasament intermediar. Pe prima poziție se află Viitorul, Pandurii Târgu Jiu, 35 de puncte, urmat de Petrolul Ploiești, 34, Gloria, 33, Concordia, 31, Reșița, 25 de puncte, Slobozia, 24 de puncte și Aerostar Bacău, 10 puncte. Da, să amintim, Robert, și faptul că avem luni, la începutul săptămânii, toate cele trei dispute din play-off, foarte, foarte interesante în această luptă, atât de plăcută, atât de spectaculoasă, atât de frumoasă pentru promovarea în prima ligă, cu derbiul dintre FC Universitatea Craiova, 1948, și Rapid în prim plan. Să amintim, Robert, și aceste jocuri. Da, luni vom avea de la ora 16 întâlnirea dintre CSM Ioveni și ASU Politehnica Timișoara, de la ora 18:30 la Miercurea Ciuc, Cixereda întâlnește pe Dunărea Călăraș, iar așa cum spuneai și tu, de la ora 21 Universitatea Craiova primește replica celor de Rapid București, practic derbiul cu adevărat al play-off-ului de promovare în primul eșalon. Suntem pe final de prima repriză pe arena Ilieoană din Ploiești. Oaspeții jucătorii de la SCM Gloria Buzău conduc 1-0, amănunte chiar de la fața locului Florian Neculai. Te salutăm din nou, Florian. Salut, da, într-adevăr este minutul 45 deja aici la Ploiești și o ocazie mare din nou a Buzăinilor. Este 1-0 pentru Gloria Buzău, a fost prin sper de oră mai echilibrat, apoi un forcing al Petrolului cu patru ocazii mari ratate de Bratu, Vaiuși și Buhăiescu de două ori, dar portarul stăia de fiecare dată la post. Din minutul 33, Buzăinii din nou au echilibrat, a fost și o suspiciune de penalti la un moment dat, a profesat foarte vehement și antrenorul Ietan. Și la 5 metri după acea fază, minutul 38, după o centrare de pe partea dreaptă, portarul Avram de la Petrolul a respins în față
cam neinspirat după părerea mea și din apropiere Fundația Central Vârtej a reușit să marcheze, să deschidă scorul. Este, să spunem, un rezultat nu tocmai echitabil, pentru că Petrolul au dominat, de ce să nu spunem pe aia dreaptă, dar așa e în fotbal, unii ratează, alții marchează. Da, iată, vedem Florian Niculae, un tipar obișnuit pentru cele două echipe de pe Ilioan. Petrolul nu câștigă acasă, foarte multe puncte irosite, cu nonșalanță pe stadionul Ilioan, de cealaltă parte SCM Gloria, multe puncte importante culese în deplasare. Da, este și Gloria Buzău este o echipă de deplasare, în adevăr. Cum și Petrolul, majoritatea punctelor le-au făcut în deplasare, deci, practic, poate ar fi trebuit să joace undeva pe neutru, să fie amândouă în deplasare. Dar oricum, se anunță o a doua repriză interesantă în care formația gazdă va căuta, nu să restabilească egalitatea, iar să ceme Gloria să-și majoreze poate diferența dacă nu se păstreze, măcar configurația pe tabela de marcaj. Florian, îți mulțumim, ne vom întoarce pe finalul emisiunii noastre din nou la Ploiești. Poate mai surprindem un gol în această dispută. Deocamdată SCM Gloria, suntem în prelungiri de prime reprize, este 1-0, reușită semnată de fundașul central Viorel Vârtej, cel care, iată, și mai spală, din păcate, să spunem, cu acest gol și poate că și asigură, Robert, prezența la SCM Gloria Buzău și în stagiunea următoare. Da, practic, în acest moment, Gloria Buzău urcă pe locul 3, exact cum spuneam, într-un clasament intermediar. Deja e un ecar de 8 puncte față de Reșița, echipa de pe cea care ocupă locul de baraj în acest moment. Deci, practic, putem să spunem că dacă rezultatul se va menține același și la sfârșitul partidei, echipa din Buzău, practic, și matematic scapă de orice fel de emoții în ceea ce privește viitorul ei în eșalonul secund. Robert, până prindem prima legătură telefonică, ne putem uita și pe configurația etapei care urmează? Da, avem o etapă interesantă, dar, sincer spun, pentru noi, practic, în acest moment, cunoaștem 3 din cele 4 echipe retrogradate. Direct. Din Seria A avem pe Slatina și Pandurii Târgu Jiu, respectiv Bacău din Seria B. Singura dispută este în Seria A, este între Recea și Ripensia, să vedem ce echipă va juca barajul. În seria B, oarecum puțin mai interesant, pentru că disputa este între Reșița și Slobozia în ceea ce privește evitarea locului direct retrogradabil și aceea echipa care va ocupa locul de baraj. Pentru că în acest moment avem mai puțin de 7 echipe și mă refer la Viitorul, Petrolul, Gloria Buzău, Concordia Chiajna în Seria B și Farul, Metaloglobus, Universitatea Cluj în Seria A, care practic nu au niciun fel de emoții și practic vor face o simplă prezență până la sfârșitul acestui campionat. Într-adevăr, cum spuneai și tu, etapa precedentă, peste fix o săptămână, ne va oferi următoarele dispute. Imediat ți le voi spune. În seria A vom avea următoarele partide de la ora 11, le vom urmări cu toții împreună de aici. Pandurii, Lignitul Târgu Jiu, Ripensia Timișoara, Universitatea Cluj, Metaloglobus și CSM Slatina, Faro Constanța. Da, contează foarte mult partida în care evoluează Ripensia și cred că Ripensia este obligată, Robert, înainte de meciul de la Târgu Jiu cu cei de la Pandurii Lignitul, în primul rând să câștige mâine cu Universitatea Cluj. Mai apoi, dacă ar câștiga mâine, ar avea un culoar bun la Târgu Jiu, chiar dacă Pandurii Lignitul arăta destul de bine. Da, și în condițiile în care Recea stă etapa viitoare, iată, s-ar putea să chiar în acest moment, după etapa viitoare, să se producă schimbarea, iar Ripensia să treacă peste Recea. În grupa B vom avea următoarele întâlniri. Din defericire, noi nu vom vedea niciun meci în direct aici, pentru că vom avea o întâlnire vineri după amiază, în disputa dintre Gloria Buzău și Aerosar Bacău, deci e clar, o victorie clară a echipei buzoiene. Iar sâmbătă de la ora 12:30 va fi întâlnirea dintre Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești, în care, într-adevăr, echipa din Slobozia este obligată, dacă își dorește, să evite retrogradarea, să învingă pe echipa ploieșteană, dar exact așa cum spuneai și tu, echipa din Ploiești are evoluții foarte bune în deplasare. Iar de la ora 13, întâlnirea dintre Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Sportul și CSM Reșița, practic, o altă finală pentru CSM Reșița. Pentru CSM Reșița, dar totuși Viitorul Pandurii Târgu Jiu nu știu cât de motivați ar mai fi să pună osul în această partidă, pe când elevii atras de falul, într-adevăr,
joacă într-un fel sau altul rămânerea în eșalonul secund. O parte interesantă. Dacă aceste două întâlniri între Slobozia și Ploiești și Viitorul Pandurii Târgu Jiu și CSM Mircea sunt întâlniri care vor polariza atenția din cadrul play-out-ului Ligii a doua. Da, hai să ne uităm și la play-off, Robert, la etapa care urmează, cu precizarea, dragi prieteni, că luni toate cele trei jocuri din etapa cu numărul 4 sunt programate, ora 16, 18, respectiv 21. Să vedem cine rezervă și etapa cu numărul 5. Probabil că încep și aici, Robert, clarificările în partea de da. În etapa numărul 5 vom avea următoarele dispute: ACS ASU Politica Timișoara CXR Dan Miercurea Ciuc, Rapid București CSM Ioveni și Dunărea Călăraș Universitatea Craiova. Dacă analizăm prima partidă între Politica Timișoara și CXR Dan Miercurea Ciuc, eu cred că va fi ultima șansă pentru ambele echipe. Practic, echipa care iese învingătoare în această dispută, întâmplător în acest moment cele două ocupă locurile 5-6, dar mai sunt de desfășurat jocurile din cadrul etapei a patra, eu cred că echipa care va câștiga această dispută are șansa să spere la un loc de baraj. Apoi, derbiul grupei de play-off este clar partea dintre Rapid București și CSM Ioveni. Nu pot să spun că va fi o partidă facilă pentru Rapid București, de acum spun, pentru că și acest noroc al celor de Rapid București, această serie bună, nu poate să se înainte. Se termină odată, da. Iar CSM Ioveni, o echipă care se apără foarte bine, cu apărare extraordinară bine pusă în joc de către Pelici, cred că au o șansă importantă. Dacă nu mă șer, în sezonul regulat, CSM Ioveni a spulberat pe cei de Rapid cu 3-0. Da, și văd că au început să marcheze jucătorii de la Ioveni, parcă au regăsit atacanții de care aveau mare nevoie, pe care îi căuta și Claudiu Niculescu în mandatul său la Ioveni, tandemul Blănaru Bogdan Rusu a început să funcționeze și să marcheze acolo. Ba mai mult, la Ioveni marchează și fundașii. Echipa este bine acum, Robert, și dacă câștigă, așa cum anunțai la începutul emisiunii luni, în meciul cu cei de la Cixereda, atunci Miovenul chiar ia opțiune serioasă, dacă nu pentru promovare, măcar pentru locul de baraj, de unde mai greu mai poate ieși din acea zonă. Iar ultima parte este întâlnirea de la Călăraș între Dunărea și Universitatea Craiova. Sincer, dacă privim forma de moment a celor două echipe, ar trebui să avem o învingătoare clară, mă refer la echipa olteană, dar mă aștept la orice și în această dispută. Probabil va fi și o trăsere de orgoliu al elevilor antrenați de Puștai. Nu știu, orice se poate întâmpla această parte, dar în cazul unei victorii echipei oaspete, putem să spunem că aceasta își consolidează poziția fruntașă. Este o dublă foarte importantă pentru Craiova, acest meci pe propriul teren cu Rapid, dar apoi deplasarea Dunărea Călăraș, în cazul în care obține 6 puncte de această dublă, perfect plauzibil să le obțină, ar ajunge la 48 de puncte și pot să spun că, într-un fel sau altul, își va conta în proporție covârșitoare biletele pentru primul eșalon. Da, Robert, se deschide șampania la Craiova, însă întotdeauna nu, meciul care urmează este cel mai important. Noi să le reamintim celor care ne privesc pe Metropola TV faptul că de la ora 17, așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată când echipa secundă FC Voluntari evoluează pe teren propriu, vom transmite în direct confruntarea de astăzi după amiază cu secunda echipa celor de la Concordia Chiajna. Meciul cu acest prilej va fi pe iarbă, stadionul obișnuit unde juca echipa a doua, pentru că ultimele două meciuri pe care le-am transmis noi la Metropola TV, jocuri de atracție, de altfel urmărite cu mare interes și de foarte multă lume, cu Dinamo și cu CSA Steaua, au fost găzduite de terenul sintetic din complexul Anghel Ordănescu. De această dată ne întoarcem pe terenul de iarbă. Am înțeles că se prezintă în bune condiții. Vom vedea cu toții de la ora 17. Este penultima apariție a echipei lui Gabi Prioteasa pe teren propriu în acest sezon. Urmează meciul cu FCSB, care va fi vinerea viitoare, în deplasare la baza din Berceni. Și mai apoi punctul final acasă cu Rapid 2. Un final frumos, Robert, și pentru echipa secundă. Iar eu aș completa că astăzi, după cum spunea Robert, eu punctam că 4 puncte în dubla primelor formații de la FC Voluntari. Echipa mare joacă la media și are garnitura secundă. În direct la Metropola TV, 4 puncte. Robert este mai clar, 6 puncte ar trebui să aducă minim astăzi. Minim 6 puncte. Cu goluri să fie, cu spectacol, cu de toate. Rămâne nici goluri, nici spectacol mai doresc. Doresc doar 6 puncte pentru Voluntari. Înțeles, când e vorba de echipele FC Voluntari, contează punctele acum și așa este. Pe final de sezon sunt foarte, foarte importante. Ne pregătim de reluarea jocului la Ploiești. Este 1-0 pentru SCM Gloria Buzău în disputa cu Petrolul. Reușită semnată pe final de primă repriză de Viorel Vârtej, fundașul central, masiv, de altfel, tocmai de aceea l-am confundat la un moment dat cu Marian Chicăroșă, care și el este tot așa un jucător bine făcut. Da, într-adevăr, așa cum spune și tu, un rezultat surprinzător la prima vedere, întâlnirea dintre Petrolul și Gloria Buzău, dar încă o dată, repet, este foarte greu să mai motivezi jucătorii în acest moment.
indiferent cât de mult încearcă antrenorul să facă acest lucru, e foarte greu să reușească să ofere acea determinare fotbaliștilor în statul unor astfel de partide care practic nu au niciun fel de miză pentru echipa. Da, avem plăcerea de a dialoga din nou cu Tibi Curt, managerul general al Farului Constanța. Domnule Curt, victorie în grafic pentru Farul, venită, din fericire, și la urma unui joc de bună calitate. Da, o victorie pe care o doream cu toții pentru a scăpa matematic de emoțiile retrogradării. Noi ne-am gândit niciodată la acest lucru, însă a fost o bornă în drumul nostru acesta din play-out. Urmărim în continuare să ne îndeplinim obiectivul acela de a câștiga acest play-out și să demonstrăm că probabil am fi meritat și noi să fim în play-off. Da, ne spunea corespondentul nostru Tudor Elene că ați asistat la Constanța la o partidă de bun nivel, domnule Tibi Curt, cu implicarea ambelor formații, dar cu precădere Farul a arătat bine astăzi. Sau și astăzi. Da, să spunem că încă mai avem de lucru. În prima repriză am reușit două goluri, însă trebuie să recunoaștem că n-au fost pe fondul unui joc foarte consistent. A fost un meci foarte echilibrat, fiind că Recea a înregistrat niște rezultate foarte bune de la începutul acestui an. E o echipă care pune presiune, face o posesie bună. L-am și felicitat pe Florin Fabian după meci pentru prestația echipei lui în general. A fost un meci destul de greu cu una din echipele în formă din play-out. Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și că am marcat 3 goluri, bineînțeles. Am mai avut și alte ocazii, însă suntem mulțumiți și fericiți că putem merge înainte să fără tensiunea unei alte, nu știu, unei retrogradări, să zicem, în felul acesta, dar să ne facem jocul și să abordăm meciurile care au rămas cu încredere și cu mult elan. Da, domnule Tibi Curt, mai mult răgaz acum și pentru conducerea clubului de a finaliza discuțiile cu Iani Zicu, pe care îl doriți în continuare și în stagiunea care urmează la conducerea tehnică a Farului. Da. Așa cum am spus și anterior, noi am discutat cu Iani, sunt că n-am apucat să facem pregătiri pentru sezonul viitor, pentru că ne-am concentrat ca să fim liniștiți în acest sezon. Avem tot timpul de acum încolo și vom vedea ce vom reuși. Bineînțeles, depinde și de opțiunea lui, depinde și ce vom discuta în continuare și de bugetul pe care vom avea anul viitor, care este un lucru foarte important și sperăm că toate lucrurile vor fi bune și vom continua în aceeași formulă. Domnule Curș, o ultimă întrebare în acest moment din efectivul de valoare, spunem noi, pe care l-a liniat, sunt mulți jucători care termină angajamentele sau mare parte din fotbaliștii importanți de acum se vor regăsi la Farul și în campionatul următor? Să spunem că în procent de 40% din jucători termină angajamentele sau angajamente în continuare. Vom vedea ce va mai fi. Vom decide pe cine vom încerca să-i avem și în sezonul viitor. Vom vedea cine a dat randament. Avem mai multe de discutat, însă în acest moment ne bucurăm de această victorie și sperăm că vom continua cu un joc consistent și în continuare. Domnule Tibi Curt, mulțumim foarte mult. Victorie importantă pentru Farul, așteptată de altfel, iar noi mulțumim pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Și eu. Tibi Curt, managerul Farului Constanța, Robert, Iani să zic cu așteptat, normal poate, nu? Că vorbim de continuitate. Să meargă mai departe pe banca Farului. Să nu uităm totuși că această echipă totuși a pierdut clasarea în play-off, tot ca și Viitorul Pandurii Târgu Jiu, în acel clasament în 4, făcut în urma rezultatelor directe. Acolo unde... La Mustață, da. Acolo unde ASU Politehnica Timișoara și CXR au reușit să se impună și să, iată, să acceadă în play-off. Într-adevăr, au avut o perioadă după etapa 7-8, când Farul Constanța a înregistrat oarecare scădere, au fost câteva rezultate surprinzătoare, punctul meu de vedere. Mi-aduc aminte de o înfrângere pe propriul teren în fața celor de la Gloria Buzău, printre altele. Dar una peste alta, la ce a arătat Ianis Zicu, într-adevăr, pare avea o echipă cât de cât bună să se bată pentru play-off. Sincer spun, totuși, făcând o analiză a lotului, nu are o echipă să se bată pentru promovare, spun cinstit. Dacă în acest moment cei de la Farul Constanța vor face cel puțin 4-5 piese grele, le va fi destul de greu să se bată la promovare, dacă sper, dacă s-ar minți. Ei sunt și dacă ar crede vreodată că cu acest lot se pot bate la promovare. Nu. Chiar dacă a fost foarte aproape de accederea în play-off, eu trebuie să spun că
cel puțin, pe, exact cum spunea și Tudorelene, corespondentul nostru, la mijlocul terenului echipa suferă și poate chiar îl așteptăm să revină Vlad Rusu, deși uite, ajunge și la 30 de ani mâine, poi mine, acel golgheter, acel marcator bun la nivelul Ligii a doua. Am multe ghinioane și pentru el în ultima perioadă, nici la Turis n-a jucat, fiind accidentat, iată aici la Farul, încă n-a intrat, dacă nu mă înșel, s-au făcut-o în foarte, foarte puține momente, greu și pentru Vlad Rusu, la aceste cifre, Robert, ca și conducător, ca și antrenor, e foarte greu, nu? Să mizezi pe un astfel de jucător și în campionatul care urmează. Eu nu aș miza pe el, crede-mă, dacă aș fi conducătorul unei echipe de Liga a doua, aș miza pe Vlad Rusu, pentru că cifrele în acest sezon au venit într-un anumit context. La Turis nu a jucat, efectiv nu a avut minute, iar la Farul Constanța a venit după accidentare. Este totuși un atacant care, indiferent la ce echipă a jucat în Liga a doua, a marcat cu regularitate. Așa este, Robert, dar dacă ne uităm la Farul, avem acolo un Măzărache, nu? Un Bârnoi, un Banioi, un Damașcan, atacantul din Republica Moldova, care iată a și punctat astăzi. Este foarte bine, nu, ca antrenor să ai atât de multe soluții. Și din acest punct de vedere chiar aveam o discuție cu Bogdan Bălănescu când a venit și Gabi Tamaș și îl întrebam, domnule Bălănescu, totuși tot fundaș pentru că acest compartiment era și este bine garnisit, la care a zis, da, Ionele, pe ea o să-i pun la dispoziția antrenorului cât mai multe nume pentru că el să aibă de unde să aleagă și mai apoi să-l putem trage la răspundere. Corect. Dacă nu avea jucători, ne trăgea el pe noi la răspundere. Așa vedem dacă lucrurile, în funcție de cum merg lucrurile, așa spunem și de Farul la capitolul atacanții. Da, într-adevăr. Eu cred că această echipă de tradiție merită cu siguranță să o prezinte în primul eșalon. A venit bucuria și la Reșița. Evident, probabil vom descoperi acest lucru și în discuția cu Cristi Bobar, președintele formației reșițene. Bună ziua, domnule Bobar! Alo! Vă salutăm, bună ziua! Am spus că a venit bucuria și la Reșița și cred că și din glasul dumneavoastră se va distinge acest lucru. Este o bucurie, dar respirăm un pic. Deocamdată vrem să prindem un loc de, eu știu, de baraj. Nu poate să fie o bucurie foarte mare, dar a fost un meci cu o încărcătură mare de tot. Și într-adevăr, v-am spus, respirăm un pic așa cu victoria asta găsită, domnule Bobar, Adi Falub a reușit la pauză să găsească drumul către poartă, materializat acest parcurs de golurile. O prima repriză am avut foarte bună, cred că e una dintre cele mai bune de când sunt eu aici președinte la club. Am avut foarte multe, eu știu, cornere, ocazii, echipa a stat foarte bine în teren. Repet, am întâlnit o echipă, din punctul meu de vedere, cu un lot extrem de valoros, Concordia Chiajna. Chiar am avut mare emoții înainte acestui meci. Dar în situația în care se regăsește echipa dumneavoastră, cred că, domnule Bobar, o să aveți emoții și după fluierul final al campionatului, chiar dacă vă salvați de la retrogradare. Așa este. Ne dorim foarte mult să ne salvăm. Cred eu că suporterii din Reșița nu merită, eu știu, echipa în Liga a treia, dar vom face tot ce ne stă în putință. Am văzut, suporterii au fost prezenți la datorie acolo, în tribună. Ei, tot timpul vin, încurajează echipa, vin la antrenamente, sunt de apreciat și de respectat. Îi respectăm cu toții chiar și ne lipsesc foarte mult meciurile acestea, cum v-am mai spus, fără spectator, pentru că aveam o medie de 3-4 mii în tribune, clar. Da, e un mare handicap pentru formațiile care aveau fanii nu alături, multe, așa este și la... Multe, le numărăm pe degete, dar și de CSM Reșița chiar avea suporteri care iubesc acest club, indiferent de liga care... Da, așa este, aveți mare dreptate, domnule Bobar, situația din clasament nu vă lasă prea mult timp de răgaz, o să vă gândiți imediat după această victorie la meciul următor, care nu vă rezervă, nu cred eu, decât varianta victoriei. Da, bineînțeles, mai avem 3 meciuri care suntem, eu știu, toate cu o presiune foarte mare, m-a spus. Nu prea avem timp să ne bucurăm. Dar este clar că dacă... Sunteți practic, domnule Bobar, la mâna dumneavoastră. Dacă câștigați toate cele 9 puncte... Da, este foarte, foarte important să câștigăm fiecare meci, m-a zis, și apoi următorul hop, barajul, dacă ajungem acolo. Da, deocamdată noi ne gândim... Vedeți, luptăm cu o echipă Slobozia, care arată foarte bine, o echipă ambițioasă. Mihalcea a reușit lucruri frumoase de când a mers acolo. Nu va fi ușor, dar de asta este frumos fotbalul, dar să nu fii în locul nostru. Da. Să nu fii implicat acolo, nici la Reșița. Exact. Domnule Bobar, dacă îmi dați voie, nici la Reșița, nici la Dinamo în acest moment. Exact.
Acolo e similară situația, doar la alt nivel. Da, 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 am înțeles, pe asta punctam și eu. Mulțumim foarte mult pentru prezența la Metropola TV și Sport Total FM. Așteptăm și noi deja următoarea etapă în care Reșița este obligată să câștige. Vom vedea dacă acest demers va fi realizabil. Mulțumim, domnule Cristi Bobar. Un președinte greu încercat, Robert. S-a dus acolo cu entuziasm, cu elan, s-au schimbat multe lucruri în bine la Reșița din multe puncte de vedere, însă până la urmă, Robert, tot aici ne întoarcem la calitatea echipei, la rezultate, nu că... Da, plătește tribut Reșița startului din 2021, într-adevăr o serie neagră cu foarte multe înfrângeri pentru echipa bănățeană, dar vreau să vă mai vin cu o informație. Astăzi, de la ora 15, are loc disputa dintre Chindia Târgoviște și FC Hermașad în cadrul play-out-ului Ligii 1 și vă oferim în premieră formațiile celor care vor fi aliniate astăzi. De la ora 15, cum spuneam, la fluierul arbitrului Adrian Viorcolo Jucaru, echipa gazdă începe în poartă cu Aioanei, jucător de Câmpcelea, Dumitrașcu, Dinu, Iacob Căpușe, Dulga, Rață, Daniel Popa, Yamaogo și Florea. Echipa sibiană începe cu Figuirea de-o poartă, jucător de câmp, Scalatache, Viera, Belu, Opruț, Pires, Maioral, Buzan, Al-Sabah, Osman și Bagarici. Da, cred că sunt destule absențe așa din declarațiile astea fugitive legate de echipe. Însă, na, da, ești echipă de Liga 1 să ai destule soluții la dispoziție. Mă surprinde că jucători ca Iazalde, ca Mățel, ca Dâlbea sunt pe banca de rezerve a echipei din... Tactica lui Eugen Beza, noul antrenor al formației CBN, Chindia, care s-a străduit până aproape de finalul competiției, nu, Robert, să evolueze în play-off. După amiază, însă, cel mai așteptat meci este clar cel de la Mediaș, Gaz Metan, FC Voluntari, în care echipa pregătită de Bogdan Andone are destule argumente să forțeze un rezultat favorabil și o revedere, Robert, cu acest prilej, cu Mihai Teja. Da, într-adevăr. Și cu staful lui. Da, sunt convins că Mihai Teja va avea o ambiție în plus să învingă astăzi pe Voluntari, ținând cont că el a antrenat echipa în turul campionatului. A plecat. Așa, am plecat. Nu, nici bine că și-a găsit repede angajament, Robert. Nici certați, nici prieteni. Și așa îți dai seama că cu siguranță va încerca să le demonstreze nouă celor Voluntari că am luat nu cea mai bună decizie în momentul când am renunțat la serviciile lui. Dar aceasta este viața antrenorilor. De fiecare dată trebuie să ies în primii care plătesc. Într-adevăr, o parte foarte importantă pentru FC Voluntari, care în cazul în care a reușit să lege, noi ne-am propus să legăm două victorii în disputa de astăzi. Avem două deplasări foarte importante la Mediaș cu Gaz Metan și apoi etapa următoare vom juca la Iași. În cazul că vom obține 6 puncte, vom putea cât de cât să respirăm. Iar apoi urmează o parte foarte... Vorba lui Cristi Bobar, respirăm? Respirăm, da. Un aer mai curat, așa. Exact. Iar apoi avem o partidă foarte, foarte grea pe propriul teren cu cei de la Viitorul Constanța, iată un Viitorul care, într-adevăr, suferă. După aceea, pe 29 aprilie, deja am fost programați în disputa cu Dinamo București, pentru că pe 2 mai, chiar ziua de Paște, să primim replicația la FC Hermannstadt. Continuăm seria legăturilor telefonice cu președinții mulțumiți, măcar de rezultat. Este cazul și lui Marius Burcă, conducătorul de la Metaloglobus. Bună ziua, domnule Burcă! Bună ziua, bună ziua! Scorul confortabil, victoria importantă, jocul a mai contat, domnule Burcă, în acest context? Întotdeauna contează și jocul, dar mi-a plăcut introducerea, măcar de rezultat, mulțumit. Așa este. Pe noi e important? Foarte corect, foarte corect a spus. De rezultat suntem mulțumiți pentru că am luat 3 puncte și nu am avut timp să mă uit pe rezultate sau să fac un calcul, dar cred că și matematic nu mai putem avea probleme. Păi pare prea puțin pentru Metaloglobus, domnule Burcă, nu mai avem probleme, nu știu, parcă e prea puțin totuși pentru echipa pe care o conduceți. Este prea puțin, aveți dreptate, atâta doar că întotdeauna trebuie să fii atent și precaut. Nu-mi permit să dau sfaturi la nimeni, dar dacă alte echipe de tradiție ar fi fost atente și precaute, poate că ar fi fost în play-off la momentul ăsta. Așa că întotdeauna trebuie să tratezi cu mare importanță fiecare joc, indiferent cu cine vei juca. De-aia am spus, este ok să fii liniștit și după vei putea ce... face. Noi ne dorim locul întâi, ca să spun așa, din această grupă, dar vom vedea la sfârșit când vom trage linie. Era mare nevoie de această victorie, domnule Burcă, măcar pentru a stinge, pentru că sunteți la curent. S-a vorbit foarte mult de partida de la Recea, în diferite medii, în diferite stiluri, în diferite posturi. Era mare nevoie de victoria pentru Metaloglobus. Vă rog frumos, în ce sens? N-ați văzut ce s-a interpretat, că...
pauză, final, chestii de genul ăsta, eu știu, lumea... Haideți să vă spun ceva. Ne cunoaștem de mult prea mult timp și știți că nu există așa ceva și nici n-a existat așa ceva niciodată la Metaloglobus. Știți că suntem un club privat 100% și ca să poată să se întâmple lucrurile astea, ar trebui să ia parte poate cineva din conducere sau știu și eu. Și la noi nu este cazul. De multe ori am plecat cu șansa a doua și am câștigat. De multe ori am avut jocuri cu echipe care și-au dorit victoria sau le era necesar pentru a promova și am câștigat noi. A făcut această introducere pentru a ajunge la meciul de la Recea. Să știți că cei de la Recea au meritat victoria cu prisosință, să știți că și-au dorit-o și rar mi-a fost dat să văd o echipă care să alerge așa de mult, să-și dorească, să se bucure așa de mult pentru fiecare gol marcat. Și eu am rămas cu impresie tare plăcută de echipa de la Recea. Dacă cumva cineva interpretează într-un anume fel, atunci nu știu ce să spun. Dar vă readuc aminte că am dat gol în minutul 1, iar Recea a avut 2-3 ocazii mari în prima repriză, inclusiv o bară. În momentul în care, Doamne ferește, vorbim de altceva decât de un joc de fotbal, atunci i-aș întreba pe specialiști cum se face că echipa Recea și-a dorit, au dat în bară, au avut ocazii, în cazul în care, Doamne ferește, era altceva. Pur da, am înțeles. A doua, terenul impracticabil, micuț, îngust, ploaie, a plouat și cu o zi înainte, a plouat și în ziua jocului, dar nu vă spun o noutate apropo de teren, așa că să trecem mai departe, să trecem peste. Ce au dorit oamenii să agață cu dinții de acel loc de baraj și jos pălăria, felicitări! Da, ne întoarcem la meciul de astăzi, domnule Burcă. Această victorie v-a adus liniștea de care spuneați, iar dumneavoastră, conducătorii, aveți mult de lucru în perioada următoare. De ce spun acest amănunt? Dacă cunosc bine, Gabi Manu va fi la final de contract. Foarte mulți jucători importanți, frații Herea printre ei, vor termina angajamentele cu Metaloglobus și foarte multă lume din peisajul fotbalistic se întreabă care va fi de acum încolo abordarea Metaloglobusului. Va schimba liniile, domnule Burcă, sau va încerca cu toate armele din dotare să păstreze jucătorii experimentați aflați acum la final de angajament? N-aș putea să vă dau un răspuns exact. Eu aș face tot posibil să păstrez cât mai mulți din jucătorii care sunt astăzi în curtea clubului Metaloglobus. Trebuie să tragem linie, vom trage linie în 2-3 săptămâni și atunci vom vedea exact și care va fi strategia. Acum, dacă avem liniștea asta, am putea să câștigăm în aceste săptămâni și să demarăm discuțiile sau tratativele sau negocierile cu anumiți jucători care avem în curte, pentru că, foarte bine ați spus, există și posibilitatea să ți-i fure cineva. Sunt jucători de valoare și oricine vine cu o ofertă concretă, cine știe ce se poate întâmpla. Păi fura și dumneavoastră de la alții, domnule Burcă, logic. Da, dacă am putea și am avea forță financiară. Știți prea bine ce buget avem, știți prea bine că am făcut minuni aducând jucători care au fost în prima ligă și nu numai. Avem peste 10 jucători de calitate, de valoare și i-am putut ține. Acum știți cum este, până un alta fiecare are familie acasă, au o anumită vârstă, au copii. Se gândesc și la ei, deci nu știu să da, îmi dau seama că este foarte devreme, dar ca orientare cred că nu am greșit și nu greșesc, felicităm Metaloglobusul pentru victoria de astăzi, așteptăm și noi finalul de sezon și orientările pe care conducerea clubului le va avea pentru stagiunea care urmează. Mulțumim foarte mult, domnule Marius Burcă. Cele bune, o zi frumoasă, mulțumesc mult și eu. Cele bune. A fost Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus, ca un președinte, Robert, discret. Da, legat de stagiunea următoare, de ceea ce se întâmplă acum. Aș dori foarte mult să avem și în în sezonul viitor un Metaloglobus în aceeași formă, da, exact, pentru că țin foarte mult la echipele din București și probabil odată cu promovarea celor de la Rapid în primul eșalon, teoretică, spune, o promovare perfect posibilă, ar rămâne singura echipă din București, pentru că nu știu sigur dacă FCSB sau CSA vor reuși să promoveze în eșalonul secund, deși pare, deși oricine a spune în acest moment că nu una dintre cele două echipe va fi la anul în eșalonul secund,
Eu încă spun să fim să fim precauți, să nu ne grăbim, pentru că există acolo un CSEA Fumas care stă tot timpul la pândă, o echipă foarte grea. Și chiar vă invit pe toți iubitorii fotbalului, dacă aveți vreodată răbdare, urmăriți cu siguranță meciurile de baraj pe care le vor disputa atât FCSB-ul, cât FCSB-2, cât și CSEA Steaua vor fi televizate. Urmăriți pe CSEA Fumas și veți vedea acea echipă, ce surpriză plăcută va fi pentru iubitorii fotbalului din România. Păi cine știe, Robert, dacă joacă ce s-a fumat cu FCSB-ul, poate transmitem chiar noi partida. Da, posibil. E o idee, e o soluție. Corect, corect. E o variantă, însă mai avem la Liga 3-a, Robert, trei etape cu cea de astăzi. Bine, a început runda ieri, punctam că eu am urmărit meciul dintre Corona Brașov și CSO Plopeni, 1-0. Dacă mă întreb, Robert, acum pe final de emisiune, cu siguranță poate mai prinde vreun telefon. Mă și uitam ieri la această partidă, pentru că, fiind zi de zi aici la București, nu prea mai văd multe meciuri. Iar atunci când prind prilejul, merg să văd la fața locului, chiar am avut plăcerea de a discuta ieri cu o serie de oameni de fotbal importanți din Brașov, ceea ce se întâmplă, și mă uitam legat de Liga 3-a, Robert, formația vizitatoare, CSO Plopeni, face două antrenamente pe săptămână, dacă adună 70% din jucători la aceste două antrenamente. Bugetul este unul minuscul, buget, e și un cuvânt pretențios. De cealaltă parte, Corona Brașov, clubul municipalității brașovene, acum, chiar dacă situația este acolo puțin neclară, chiar îmi spuneau antrenorii, domnule, păi la noi se pregătește echipa zi de zi. Vorbeam cu Călin Moldovan, tehnicianul acestei echipe, și cu Ilie Luca, cel care conduce clubul. Jucătorii se antrenează, fac antrenamente înainte de meci, mese în deplasare. Singurul ne-a ajuns să spunea, adică m-a frapat puțin, că nu se joacă pe prime la Liga 3, în condiții în care Corona are niște salarii respectabile pentru Liga 3. Adică cam aici ne învârtim. Sunt unele echipe, Robert, care sunt vai mama lor, scuze-mi expresia, la Liga 3. Da, adevăr, și vezi tu și faptul că sunt 100 de echipe. Deci, practic, avem 10 seria câte 10 echipe, da. 100 de echipe. Nu cred că e foarte greu tot să găsești în aceste 100 de echipe, să găsești măcar 25 care să spun că oarecum se apropie de condițiile profesioniste, condițiile pe care le impune fotbalul profesionist român. E clar că tot se face la nivel de amatori. Eu, până să fiu implicat în acest proiect cu Metropola TV, vreo 2 ani de zile, sau chiar 3 ani de zile, am urmărit absolut toate meciurile celor de la FC Voluntar 2 și mergeam la absolut toate deplasări, indiferent unde jucă. Mi-aduc aminte că ai fost și pe la Colonești, pe la Vedița, da, pe acolo, da, ce da, locații de-astea exotice. Da, exact. Într-adevăr, am învățat foarte bine sudul țării și partea de est, în funcție de grupa în care era alocată echipa noastră. Și am văzut niște arene și niște suprafețe de joc efectiv înspăimântătoare. N-aș fi crezut niciodată, dacă nu erau tușate, dacă nu vedeam tușatul și cele două porți, că acela e un teren de fotbal. Dar nu greșesc că eu, nu știu, ați fost odată cu voluntariul la Cetate, parcă? La tractorul Cetate, unde era un câmp, unde era nu știu ce era. N-am să uit niciodată. Meciul nu s-a jucat la Cetate. Meciul s-a jucat, dacă nu mă șer... La Calafat? La Calafat, da. La Calafat s-a jucat partida. Noi am pierdut cu 5-2, mi-aduc aminte. Așa, antrenorul echipei noastre era Cosmin Bărcăuan. Și mi-aduc aminte, am făcut vreo 4 ore pe drum greu. Mă să acolo, când m-am uitat și eu am cerut o foaie de rezerve a celor de la Cetate, portarul de rezervă avea 51 de ani, da. Crede-mă. Și nu să zic că am pierdut cu 5-2 acea partidă și crede-mă că la noi, la nivel de conducere, ba chiar și la nivel mai, chiar mai sus de conducerea clubului, a ieșit o adevărată vizire. Cum să pierde cu o echipă face voluntar care avea un parcurs, fusese un parcurs extraordinar, un start de campionat perfect, numai victorii, și am pierdut la o nouă provadă Cetate cu 5-2. Da, ne întoarcem pe final de emisiune, dragi prieteni, ca de fiecare dată, și rugăm pe Robert, îl invităm să ne dea citire rezultatelor de până acum, mai anunțăm și noi încă o dată importantele jocuri de luni, ne uităm și către Ploiești să vedem cât este scorul și ne luăm la revedere, plecând către Voluntari, pentru că vă reamintim de la ora 17, în transmisiune directă, FC2 Voluntari, Concordia Chiajna, doar aici, la Metropola TV. Într-adevăr, astăzi, în grupa A, a play-out-ului Ligii a doua, am consemnat următoarele rezultate. Farul Constanța, Comuna Recea, 3-1. Au marcat pentru echipa gazdă Crucerul, minutul 30, Autogol, Ispaz, minutul 35, Damașca, minutul 84, respectiv Mendoza, minutul 65. Metalul Globus, CSM Slatea, 1-0, gol marcat de Claudiu Herea. În grupa B, următoarele rezultate, Reșița, Concordia Chiajna, 2-0, Viznakov, minutul 53, Danci, minutul 85, au marcat pentru echipa gazdă în această victorie foarte importantă. La Bacău, Aerostar, Viitorul Pandurii, Târgu Jiu, 1-5. Goluri semnate pentru echipa oaspete de către Daniel Paraschi, minutul 3, Băican, minutul 37, Cioi, minutul 40, Țegle, minutul 81, Buia, minutul 88, respectiv Zaharia, minutul 10. La Ploiești ne aflăm în minutul 62, Petrolul Gloria Buzău, 0-1, prin reușita semnată de Vârtej, în minutul 38.
în play-out, în play-off-ul competiției luni. Vom avea câteva parte foarte interesante. Toate vor fi, reamintesc, ziua de luni, începând cu ora 16, avem întâlnirea dintre CSM Mioveni și ASU Politehnica Timișoara, de la ora 18:30 Cixele de Miercurea Ciuc, Dunărea Călăraș, iar de la 21 derbiul acestei etape, Universitatea Craiova, Fotbal Club Rapid București. Așadar, motive suficiente, dragi prieteni, pentru a fi lângă noi și săptămâna care urmează, începând încă de luni, evenimente fotbalistice importante. Deocamdată ne oprim, însă vă reamintim că de la ora 17 suntem la Voluntari, în transmisiune directă FC2 Voluntari Concordia Chiajna. Ionel Luțan și Robert Gherghe, vă mulțumesc dumneavoastră, ne mulțumim celor din regie și colegilor din țară care au fost alături de noi. La revedere, să aveți o după-amiază plăcută alături de Metropola TV.